Care e faza cu Eva Măruță, fica lui Cătălin și a Andrei, care aparent și-a luat hate de la tot internetul? De unde a început downfall-ul Evei? Și cum s-a ajuns până în punctul în care Cătălin Măruță a fost nevoit să răspundă în sfârșit aluziilor făcute în jurul mimului despre fiul său, despre care se spune că Jean de la Craiova ar fi tatăl, pentru că seamănă prea mult? Toată drama a scăpat de sub control, influencerii au început să-și dea cu părerea, actori și pseudo-vedete au început să-și dea cu părerea, iar eu, cum sunt părălolog, am zis să vin să vă explic care e faza. Nu înainte să vă zic să mergeți pe Instagram să votați următorul episod. Care e faza cu mewing-ul și de ce îl face toată lumea, inclusiv Rafael? Ia uzi, a intrat melodia de mewing. Bye bye! Sau care e faza cu beef-ul dintre Nicki Minaj și Megan Thee Stallion? Hai pe Instagram! Bă, dacă mă credeți, nici măcar nu știam că fica lui Măruță e o persoană atât de mare pe social media. Zici că am trăit într-o peșteră sau pur și simplu nu mă aflu în audiența ei. Eva Măruță are în prezent 416.000 de follower pe Instagram și 262.000 subscriber pe YouTube la doar 8 ani. Contul de Instagram este activ încă din 2017, atunci când părinții i-au creat contul. Nu știu de ce. Mai ușor de înțeles sunt oamenii care creează conturi de Instagram pentru animale. Ele habar n-au ce li se întâmplă. Din 2017, de când are contul, Eva a tot crescut. Nu mult, a ajuns la 8 ani. Dar a fost suficient pentru Măruță și Andra încât să-i facă cunoștință cu viața în online. În timp ce creștea, Măruță făcea vloguri cu ea și cu David, pentru canalul de YouTube, unde Măruță încerca dinamica asta, tată-fică, unde cea din urmă e mai răsfățată. Răspunde cu tupeu și pare că mereu are vorbele la ea. Dacă vrei să auzi, atunci ascultă-mă! Crezi că doar tu ai dreptate? Așa zice evrei. O parte din public consideră asta drăguț, dar sunt și alții care zic că e obraznică, chiar enervantă. Cum să răspundă așa părinților? Te iubesc. Băi. Băi. Băi, dacă mai ești băi, te mănânc. Măruță juca rolul ăla de tată care nu poate face față răspunsurilor istețe ale copilului său. Ba chiar de multe ori punea întrebări în speranța în care Eva mai spunea niște lucruri nesăbuite ca să facă content. De ce să-i spui lui mami orice facem noi? De ce trebuie să știe mami orice facem noi? Trebuie să menționez că întreaga viziune cu vlogging-ul, cu influencereala, aparține părinților. Nu a venit Eva de mică cu o așa idee. Din câte am observat, evoluția acestui copil a devenit puțin distopică după ce am văzut cum era filmată când își făcea rutina de skincare la doar 8 ani, în fața oglinzii. Eva, ce faci? Skincare. Iarăși skincare? Mm-hmm. De ce? Pentru că am fost pe mașină și tot praf a venit pe fața mea. Acum nu știm exact cu ce s-a dat pe față, dar în comentarii se spunea că a folosit produse cu retinol și el ar fi pentru riduri. Indiferent dacă era așa sau dacă a fost ceva pentru protecție solară, imaginea asta cu un copil care se comportă ca un adult e ușor disturbing. Eva Măruță nu are o copilărie normală, pentru că părinții au ales ceea ce știu ei că e mai bine pentru ea și pentru viitorul ei. Și într-adevăr, e alegerea lor. Dar asta nu înseamnă că deciziile pe care le iau ei acum pentru ea nu o vor afecta mai târziu. Drept dovadă, hate-ul care a fost direcționat către ea în urma filmului Tati Part-Time. Și aici intrăm un subiect. Tati Part-Time este un film de comedie produs de Bromania. Film care vrea să readucă clișeul comedic din anii 90, adultul nătăfleț cu copilul buclucaș. Idei expirate și reambalate pentru publicul românesc by Bromania. Filmul a fost coprodus de Cătălin Măruță, deci a băgat niște bani. Iar Eva Măruță a avut un rol central în Tati Part-Time. Din motivul ăsta au apărut persoane nemulțumite care au acuzat producătorii de nepotism. Nepotismul e un fenomen prin care oamenii cu influență din diferite industrii își favorizează rudele, prietenii, cunoștințele, oferindu-le posturi mai bune sau oportunități. Adică le oferă beneficii, dar nu pe bază de merit sau pe bază de talent. În cazul filmului Tati Part-Time, o întrebare bună a tot circulat. Câte fete au fost la casting pentru rolul Maiei, personajul din film? Răspuns, zero, pentru că filmul ăsta a fost construit pentru Eva Măruță. Scandalul că este Nepo Baby. Primește roluri pe nepotism. Un scandal pe tema Nepo Baby. În mod normal aș fi fost de acord cu argumentul despre nepotism, dar aici nu cred că a fost cazul. Persoanele care au dezbătut asta au fost pur și simplu prea entuziasmate să vorbească despre un trend din state care în sfârșit părea că se face popular și aici prin Eva Măruță, când de fapt nepotismul din România e pregnant de zeci de ani în instituții, în politică și televiziune. Acum să vă spun de ce cred că în cazul Evei a stat altfel treaba. Reacționez de ceva timp la filmele noi românești făcute de influenceri, încât să-mi dau seama cam care e mecanismul din spate. Dacă v-ați mai uitat la clipurile mele, știți deja că nu am o părere prea bună. Din câte am observat, filmele cu influenceri sunt făcute și în jurul influencerilor care au potențial de a vinde filmul.
rol. Adică Bromania nu o să ia niciodată într-un rol principal un proaspăt absolvent de la un ATC doar pentru că e talentat sau un copil care a făcut lecții de dicție și actorie. Știm toți ce înseamnă nepotism, dar acum real vorbind, atunci când faci un film care costă o sumă uriașă din bani privați, pui cap de afiș pe cineva care să vândă. Producătorii de filme cu influenceri au nevoie de cineva cu numere, cineva care poate aduce persoane la cinema. Ăsta e motivul principal pentru care Eva Măruță a fost aleasă pentru Tati Part-Time. Ce copil de vârsta ei din România mai are 400-500 de mii de followeri? După criteriile lor de casting, au fost cam constrânși. Cred că doar Eva se plia pe cerințe, plus că e fiica unui TV host destul de popular. Se mai vând niște bilete și de aici. Un alt exemplu care îmi vine acum în minte, Bromania a băgat-o pe Antonia, care n-are nicio treabă cu actoria, în filmul Haita de acțiune, pentru că e populară și are potențial de a vinde bilete. La fel, Bogdan de la Ploiești a avut un rol destul de important în Romina VTM. Deci motivul alegerii Evei pentru rolul din Tati Part-Time a fost mai mult financiar. De-aia Cătălin Măruță e și coproducător, ca să poată să ia un cut mai mare din profitul filmului. Pentru că știa că dacă fata lui Măruță joacă în film, se vor vinde mai multe bilete. E business, dar după cum vedeți, businessul ăsta nu scoate filme bune. Scoate filme de hype, niciunul memorabil. Acum revenind, eu nu cred că persoanele care au vorbit de nepotism au fost rău intenționate. Dar fără să-și dea seama, au pus o etichetă unui copil de 8 ani care nu a ales să facă asta neapărat. Și au contribuit la formarea unei antipatii în conștiința publică pentru că Eva ar fi nepo baby. Antipatie care va crește odată cu vârsta și o va urmări în viața de adult. Dacă oamenii nu-l suportă pe Măruță, au impresia că e foarte ok să-i dai hate Evei. Ha-ha, să vadă și taic-so cum este compost nașpa cu lumea. Irelevant ce fel de om e Măruță, nu sunt fană, clar. Dar asta nu-ți dă voie să arunci cu hate în cineva pentru că-i taică-s-o prost, că mamă ce mă bucur că acum Eva Măruță are o grămadă de hate, să vadă și taică-s-o cum e. Dar cea mai mare contribuție au avut-o chiar părinții ei, Măruță și Andra, care s-au inspirat prea mult din vlogurile de familie din state și și-au expus copiii de mici străinilor pe internet. Iar la vârsta de 8 ani, Eva face cunoștință cu primele repercursiuni. Și tot Cătălin Măruță se plânge, dar oamenii nu au multă empatie pentru el, fiindcă știți și voi numeroasele cazuri în care Măruță a întrecut măsura cu invitații lui. V-am spus la început că a fost atât de supărat Măruță încât a răspuns și la gluma aia cu Jean de la Craiova, după ani de zile de Caterincă pe subiectul ăsta. Faptul că pentru voi e o glumă, faptul că în urmă cu câțiva ani eu aveam o poză cu David în brațe și cineva în urma unei emisiuni de la Crânca Cârcotașilor, sau nici nu mai știu exact cum fusese, a pus o poză cu Jean de la Craiova și au pus aceeași freză și de acolo a pornit gluma asta care s-a tot rostogolit și pentru oamenii care scriu chestia asta, David seamănă cu Jean, dacă pentru voi e o satisfacție, pentru voi e o bucurie. Drama cu Eva m-a făcut să-mi amintesc de unul din episoadele mele preferate din Family Guy, în care ăștia abordează tema cu părinții care își bagă copiii la toate castingurile de mici, ca să-i facă vedete. Păi cum să n-ajungă copilul meu cineva? Ulo. You sure about this, Lois? I mean the world of child acting can be a pretty bad environment for a kid. Maybe we should just let Stewie's childhood be about being a child. Wow! Acum vă aștept pe Instagram să votați următorul episod. Care e faza cu Mewing-ul sau care e faza cu beef-ul dintre Nicki Minaj și Megan Thee Stallion?